care este cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie? Vacanțele noastre la mare au fost cele mai frumoase. Îmi aduc aminte, artista din mine mereu își dorea să fie pe scenă și era o scenă așa la mare și eu efectiv m-am dus pe scenă, n-am întrebat pe nimeni și am cântat și mi-au dat, am primit aplaude și da, e o memorie foarte frumoasă. Spune-mi, te rog, care este amintirea cea mai plăcută din copilăria ta? Eu îți mărturisesc că cel mai mult îmi plăcea că de 1 iunie părinții mei mă duceau în orășelul copiilor și mă dădeam în gărgărițe. Sigur știți cum arătau respectivele gărgărițe și asta e una dintre amintirile care mi-au rămas în minte. Care este amintirea cea mai plăcută din copilăria ta? Țin minte că și pe mine părinții mă duceau peste tot, erau bâlciuri la vremea respectivă, în fiecare an semnau condica cu mine la bâlci, era ceva formidabil. Acum copiii din ziua de azi au acces mult mai ușor față de cum eram noi. Care este mâncarea ta preferată din copilărie? Cea mai de bază mâncare, mămăligă cu brânză. Noi stăteam în Israel, că eu nu m-am născut în România, dar îmi aduc aminte atunci când mama făcea mămăligă cu brânză, era delicios. Uite, asta e preferata noastră, și a mea și a Almei. A mânca sacoșe întregi de cireșe. Mie mi-a plăcut mazărea foarte mult și la fel îmi plăcea mâncarea de cartofi pe care mama mea o pregătea fără să pună bulion sau suc de roșii și ieșea galbenă și tot timpul spuneam eu vreau mâncare de cartofi galbenă. Îmi plăceau foarte mult niște biscuiți pe care îi făcea mama cu, de casă cu gem. Și tu punea câte o bobiță de cireașă și erau ceva deosebit. Acel gust nu l-am regăsit încă nimic unde merg, dar de câte ori ajunge la mine și de câteva zile, îi zic mama, pune și mie biscuiția pe care îi faci tu. Ca drept urmare, ieri au plecat acasă și i-am și zis să-i facă lui Răzvanel și am luat și o rețetă expres ca să duc datina asta mai departe.